Mihai Moisescu, președintele patronatului medicilor de familie din Gorj, a explicat ce le-a transmis guvernanților prin intermediul prefectului și de ce la Târgu Jiu nu au fost pichetări ca în restul județelor. O problemă semnalată de medicii de familie este faptul că sunt prea puțini în comparație cu numărul pacienților. Poate dumneavoastră nu știți, dar medicii de familie nu au dreptul la concedii. Noi nu avem concedii de odihnă. Nu că nu am avea dreptul să ni le luăm, pentru că suntem liberi profesioniști, dar pentru asta trebuie să lăsăm medic în schimb. De unde? Deci este problema casei de asigurări să se rezolve un portofoliu de medici disponibil pentru a înlocui medicii care pleacă în concediu. Eu, de exemplu, n-am avut concediu de 10 ani de zile. Cadrele medicale nu mai vor să lucreze în baza actualului contract cadru care nu îi protejează deloc. Dimpotrivă. Din nefericire, termenul este pentru întreg sistemul. Nu trebuie uitat că baza sistemului de asigurări de sănătate în România este medicul de familie. 80% din patologia care circulă și care este în atenția serviciilor de sănătate este rezolvată de medicul de familie. Plus, acea birocrație. Nu se poate face nimic fără un bilet de la medicul de familie. Avertismentul medicilor de familie este dur. Dacă nu vor fi luați în calcul, de la începutul lunii viitoare vor trage pe dreapta. Astfel se va bloca întregul sistem. Imaginați-vă, să spunem în Gorj, 3.000 de pacienți într-o zi la UPU. Deci, la 1 decembrie. Și asta este singura alternativă, din nefericire, la luarea în considerare a protestelor noastre. Se pare că medicii de familie nu vor mai semna contracte noi cu asigurările de sănătate. Pe de altă parte, CNSLR Frăția anunță că începe demersurile pentru declanșarea grevei generale. Confederația Sindicală reprezintă interesele a 500.000 de angajați din domenii diverse, de la sănătate la comunicații, transporturi și industria lemnului. Sindicaliștii se tem că salariile vor scădea de anul viitor atât la stat cât și la privat.